Bine v-am regăsit, dragi prieteni iubitori de povești, într-o nouă ediție de vineri seară, Bucuria Poveștilor, alături de Părintele Constantin Necula. Bine v-am regăsit! Suntem, ne-am mutat în altă cameră, din Casa Olarului. Suntem în sufragerie. Suntem în sufragerie. Cu povești. Povești, să spunem, de aici, din Muzeul Astra Sibiu. Poveștile despre care nici nu știu dacă liceenii și copiii care au tot intrat în studio la Radio Trinitas Bucuria Poveștilor știau cum se vor așeza ele aici în muzeu. Oricum sunt provocatoare pentru sunt, noi sunt. Și cred că face parte din terapia aceasta prin cuvânt de care avem nevoie toți. De aceea am mai pus noi și pietricele cu cuvinte. Când sunteți gata? Tot la 1, 2, 3? 3, 2, 1, hai! 3, 2, 1! Ok, eu am cuvinte care vindec aici. Eu am alea care nu vindecă. Mm. Deși... Iar e cu... Da, pentru că eu cred că... da, și pentru că unele cuvinte când te ating te fac să te schimbi. Ah, le-am întors ca să nu mai vedem nimic. Da. Și să... Bine, noi nu am ales oricum văzând... Wow, la mine e un bilețel cu ștersături, cu alegeri și apoi așezat... De fapt e nu pleca. De fapt e nu pleca. Da. Și cineva s-a răzgândit și n-a mai avut curaj și a lăsat nu. Dar e... Nici nu mai arătăm la cameră, că e taina ta cu taina celui care a scris. Gata, nu mai arătăm, dar... La mine este așa, nu am încredere în tine. Chestia care nu era întotdeauna. Uneori te poate ambiționa, te poate să faci avertiza. Efortul mult mai mare decât ești în stare ca să-l faci pe celălalt să aibă încredere în tine. Sau... Iar cealaltă ești mereu originală, ceea ce nu întotdeauna este ok. La condus, de exemplu, să fii tot timpul original nu e ok, sunt convins. Nici la mâncare nu-i musai să fii original ca să fie bine. De aia, vezi, limita asta între cuvinte e foarte periculoasă, pentru că tinerii sau copiii au început să înregistreze ca fiind negative și lucrurile care de altfel ar trebui să te crească, să-ți crească voința și să te îndemne să fii mai bun, să te încurajeze să fii mai bun. Iar cuvântul piatră este torță. Torță. Eu am nu pot să fac asta, nu pleca. Da? Și cărare. Ce chestie. Se leagă, vezi, plecatul. Torță și da. Torță. Ei. Vom vedea ce ne iese, că și oricum, având în vedere că... Aici le așezăm pentru... Oricum va trebui să facem cumva, să facem față și acestei provocări. Da. Noi ne străduim oricum. Succes! Atunci ca de fiecare dată. Oh, credeam că dacă am schimbat unghiul de... Nu. M-a pus pe gânduri asta când am încredere în tine. Sunt unele cuvinte torță în viețile noastre și oameni torță care ne luminează până la sfârșitul vieții cărarea pe care avem de mers pentru ca niciodată să nu ne se spună nu pleca. Suntem așezați întotdeauna în viață să alegem între bine și rău, între frumos și urât, dar uneori lucrurile acestea, viața noastră e trăită la limită, la frontiera aceasta între bine și rău. De foarte multe ori, Ionică auzea că este un om original și asta făcea să facă toate năzbătine din lume. Știu, să mănânci furnici, original, fie vorba între noi, dar cine n-a mâncat furnici. Să îngropi toate vietățile moarte din grădină, e o chestie de originalitate, dar cine n-a făcut asta când era mic, deși pericolul astăzi e că le mai îngropăm și vii. Să știu eu să faci papaleașcă din apă cu pământ, să vorbești cu râmele, să vorbești cu toți fluturii care zboară, e o chestiune de originalitate, dar asta îi face pe oameni să spună foarte des, n-am încredere în tine, tu știi cu care vorbești, cu fluturii, vorbești cu... N-am încredere în tine. Până când Ionica a întâlnit un astfel de om torță, profesorului de istorie, care a zis, Ionica, ești tu cu capul nor, dar dincolo de nor sunt stelele în care tu crezi. Și stelele astea nu se schimbă cu infidelitatea pe care oamenii o cultivă schimbându-și părerile. În timp, Ionica a rămas același original. A scris frumos, a compus, a devenit un muzician celebru, dar cuvântul cel mai important nu era faptul că e original, ci că cineva, un om torț, i-a spus că are încredere în el dincolo de toată aiureala lui cea de toate zilele. El însuși a devenit un om torț, spunându-le tinerilor violoniști, celor care din când în când îi avea în subordine în partida de pian și apoi în cea pe care a înființat-o în întreaga lui carieră. De multe ori a fost dirijor celebru la celebre astfel de întâlniri de orchestră. El era omul torță, dar torța care o înălța din tâi era gândul la profesorului de istorie, stins de mult,
pentru care s-a întors cândva acasă și a pus vioara sub gât și a cântat a câta oară oare balada lui Ciprian Porumbescu, care este originală, dar te face să crezi că nu există cuvintele "nu am încredere în tine". Ajuns adult acum, Ionică, muzician, cum ați așezat povestea, la rândul său are un băiețel. De data aceasta Ionica pe nume... Ionica Elmic. Fie, eu i-aș fi zis Petru. Dar poate fi Petru și Ionica cel mic. Prietenii pot da chiar și alt nume. Acum, foarte interesant, Ionică, încurajat de un profesor care l-a ajutat să devină ceea ce era, nu avea această putere de a-și încuraja propriul fiu, care, avându-l pe tată, pe Ionică, ca exemplu, ar fi vrut să cânte la un instrument muzical. Și în casa lui Ionică, așa cum se întâmplă întotdeauna în casele muzicienilor, se aflau o vioară, o chitară, un fluier, într-o bună zi... Un pian, sigur. Un pian, sigur că da. Într-o bună zi, ajungând acasă, Ionică, obosit, după o zi grea de muncă, nervos, cu probleme, cum sunt adulții, băiețelul său încerca să cânte și el la vioară. Doar că scârția vioara aceea atât de deranjant pentru urechile obosite ale lui Ionică, încât acesta a început să urle: nu poți să faci asta, oprește-te, nu mai cânta. Și sigur că în sufletelul lui Petru, un băiețel care făcuse din tatăl său un idol și pe care îl iubea atât de mult, a sunat foarte dur. Cuvintele acestea l-au durut tare, tare de tot și l-a privit pe tăticul său. Între ei doi s-a lăsat tăcerea și în momentul acela Ionică și-a dat seama că a greșit. Între camera cu instrumente și dormitorul lui Petru se vedea un culoar lung, așa precum o cărare de poveste tixită cu cărți pe o parte și pe cealaltă. Petru l-a mai privit odată pe tatăl său în ochi, s-a întors cu spatele la el și-a pornit-o trist pe cărarea înspre camera sa, în care de multe ori stătea singur. Dar în momentul acela, Ionică i-a strigat: stai, nu pleca, am greșit, te rog să mă ierți, pentru că și adulții și părinții câteodată își mai cer iertare dacă simt că greșesc. Poți orice vrei tu, iar eu te voi încuraja să poți. Și în seara aceea a primit Petru prima lui lecție de vioară. Era micuțel, micuțel. Acum este mare și cântă alături de tatăl său. Fericit că, iată, acum există doi muzicieni în familie și nu unul. Și-am încărecat pe o... Așa. Vezi că ne dăm așa o turnură frumoasă, nu toate lucrurile ies în viață. Da, eu nu pot altfel. Nici eu nu pot altfel. Din păcate. Dar trebuie să spunem că dăm turnuri aceasta și pentru că suntem creștini. Că noi credem că Hristos poate să schimbe viețile oamenilor și chiar credem în asta. Și eu mai cred și în iertare și în greșeală și în dorință de schimbare. Omul ca ființă educabilă. Da. Da. Și în încurajare, pentru că și noi încurajăm prin aceste povești, un strop de încurajare vrem și noi să aducem în sufletele prietenilor noștri care ne urmăresc. Vă mulțumesc, Părinte Constantin Necula, și pentru această vine. Și ne vedem emisiunea viitoare. Și noi o pornim pe cărarea către cealaltă poveste. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!